Bine v-am regăsit! M-am întors în showroom-ul Premium Used Cars din Oradea, calea Clujului numărul 300, pentru că, așa cum vă promiteam săptămâna trecută când am scos puțin la plimbare una dintre mașinile din ofertă, respectiv C-clasul pe care îl vezi undeva în fundal, am venit să vă propun recomandarea săptămânii. Ce mașină o să vedeți astăzi? E clar din titlu. Cât costă ea și care sunt condițiile în care se poate vinde, aflăm în câteva momente. Pentru astăzi am ales să vă prezint, aș putea spune, fratele X3-ului pe care îl conduc în baza parteneriatului cu Premium Used Cars în fiecare zi și spun asta pentru că într-adevăr avem un BMW serie 3, deci este fratele mai mic și are exact același tip de colantare. Premium Used Cars, ce trebuie să înțelegi este că venind aici beneficiezi pe loc de finanțare, asigurare și garanție. Mașina din imagine vine cu garanție pentru un an de zile fără limită de kilometri, pentru că are un kilometraj relativ mic. Chiar dacă e din 2014, acest lucru nu este indicat aici. Mașina are 105.112 km. Este motorizarea de 2 litri diesel, propulsie, adică tracțiune spate, așa cum se traduce în limbajul uzual. Este o mașină echipată în varianta sport, un lucru pe care îl trădează această emblemă, această etichetă pe care o regăsim pe aripile laterale. Văzută atât din față cât și din lateral, dar și din spate, mașina arată impecabil din punct de vedere optic, are o culoare gri metalizată care e foarte bine pusă în valoare de reflectoarele showroom-ului Premium Used Cars. Mă uitam la blocurile optice, avem tehnologia Xenon, dar cu iluminarea de zi pe tehnologie LED. Mașina este pregătită de o tură de aventură pe autostradă și nu numai. Se poate duce în orice destinație de vacanță, acum pe final de sezon estival, pentru că jantele din aliaj pe 18 sunt încălțate cu cauciucuri Goodyear. Mașina are două chei și dacă o vom acționa pe prima, vom putea să și deschidem portbagajul pentru a vedea cum stăm cu spațiul de bagaje. Chiar foarte bine! Și avem și o plasă de fixare, foarte important. Înainte de a intra în mașină propriu zis, haide să vedem și prețul ei, 15.500 de euro net, adică cu TVA 18.445 de euro, o spun băieții de la Premium Used Cars. Pentru alte oferte, alte mașini aflate pe stoc sau pentru comandă puteți intra pe premiumusedcars.ro și aici observați lucrurile de care trebuie să țineți cont când vă cumpărați o mașină premium rulată. Poate fi din stoc, poate fi adusă la comandă, inclusiv voi o puteți căuta pe site-urile de specialitate din străinătate. Automat vine cu garanție, în cazul acestei mașini, un an fără limită de kilometri și primești finanțare pe loc, chiar dacă ești persoană fizică, persoană fizică autorizată sau un clasic SRL. Hai să vedem mașina și pe interior. În primul rând, văd că aici avem o tapiserie textilă. La interior se prezintă foarte bine volanul îmbrăcat în piele și cu această cusătură de culoare roșie contrastantă, se prezintă într-o stare foarte bună, semn că mașina a fost întreținută. Aceasta este zona instrumentarului de bord, avem și sistemul de infotainment, avem și climatizarea pentru două zone, avem cutie automată cu schimbătorul acela clasic, buton pentru activarea sau dezactivarea controlului tracțiunii, modurile de rulare, sport, eco pro sau confort undeva în zona de mijloc și butonul de activare a senzorilor de parcare pentru zona față. Acest iDrive cu care toată lumea este obișnuită și, într-un mod probabil mai puțin așteptat, o frână de mână clasică, așa cum era pe vremuri, da, la seria 3. Și avem aici o cotieră pentru diversele lucruri pe care vrem să le ducem, plus niște porturi auxiliar, jack și USB, în cazul în care vrem să punem muzică de pe un dispozitiv extern. La finalul materialului, permiteți-mi să recapitulez împreună cu voi principalele avantaje pe care le-am reținut. Dincolo de faptul că avem finanțare și asigurare pe loc, foarte important, mașina din imagine, având un kilometraj mic,
adică 105.112 km, beneficiază de o garanție pe un an fără limită de kilometri. Adică tu o cumperi și într-un an de zile e posibil să-i dublezi numărul de kilometri, iar cei de la Premium Used Cars se vor ocupa de toate problemele care ar putea surveni. Deși eu mă îndoiesc că s-ar putea întâmpla ceva neplăcut, dar nu se știe niciodată. Și tocmai de aceea vă spunem că avem și servis multimarcă la dispoziție, dar și servisurile specializate Opel și BMW ale reprezentanțelor grupului Vest, pe a cărui platformă ne aflăm. Asta a fost recomandarea săptămânii, sper să vă fi plăcut. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu o altă mașină rulată premium pe care o să o aleg din cele disponibile. Hai, pe data viitoare!